Vă urez bun venit la ședința de constituire a Consiliului Local prin ordinul prefectului numărul 381 din 27.10.2020 a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău pentru data de 29 octombrie 2020, ora 14. Îl rog pe domnul subprefect să preia conducerea ședinței. Mulțumesc! Primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, domnule secretar general al Comunei Mănăstirea Cașin, stimați invitați. Prin ordinul prefectului numărul 381 din 27.10.2020 a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, pentru data de 29 octombrie 2020, ora 14. Întrucât din numărul total de 15 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 240 din 27.07.2020, pentru Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, au fost validate mandatele unui număr de 15 consilieri, sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 15 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Onești, sunt prezenți un număr de 14 consilieri, deci absentează un consilier. La ședința legal constituită participă doamna primar, a cărei alegere a fost validată, doamna Enache Adrian, a cărei procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Onești. De asemenea, la lucrările acestei ședințe participă și invitați. Îi prezentați dumneavoastră? Da. Da, vă rog. Domnul președinte al organizației Pacău, domnul Viorel Miron, primarul Comăneștiului, care este bine cunoscut la nivelul județului Bacău prin realizările pe care le aveți la dumneavoastră acasă.
Este vorba de candidata noastră la deputat pentru Parlamentul României, doamna Ciofu. Bineînțeles, domnul Fenechiu, care este foarte bine cunoscut de toată lumea, domnul senator, bine ați venit la noi, domnul senator Viorel Ilie, domnul primar al Slănicului, domnul Baciu, un om de suflet și care mi-a promis că va fi un mentor pentru mine în administrația locală și îi mulțumesc pe această cale. Și domnul Miclăuș Daniel. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin și depunerea jurământului de către primarul Comunei, urmare a alegerilor autorităților publice locale din 27.9.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116 alineatul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, lucrurile ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, a cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Mihu Genel, născut la data de 8-10-1949, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt doamna Bulacu Andreea, născută la data de 14-8-1985, și domnul Olaru Gheorghe, născut la data de 20-7-1986. Toți fiind invitați alături de mine să preluăm ședința. Domnul președinte, vă rog. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră. Împreună cu colegii mei vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin în conformitate cu legea. Dau citire ordinei de zi acestei ședințe. Numărul 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, al căror mandate a fost validate de judecătoria Onești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Mănăstirea Cașin. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la punctul 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, al căror mandate a fost validate de judecătoria Onești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin. Și rog pe domnul Deliu Ioan, secretar general al Comunei Mănăstirea Cașin, să prezinte încheierea pronunțată judecătoria Onești, pentru care sunt validate mandatele consilierului local declarați aleși. Domnul secretar general al Comunei Mănăstirea Cașin, Deliu, prezintă încheierea pronunțată judecătoria Onești, prin care sunt validate mandatele consilierului. Domnul prezintați dumneavoastră, vă rog. Validarea mandatelor consilierului local. Instanța admite propunerea Biroului Electoral al Circumscripției Electorale numărul 52 a Comunei Mănăstirea Cașin în județul Bacău. Validează mandatele de consilier local ai Comunei Mănăstirea Cașin pentru numiții Moraru Camelia, Iordache Felicia, Zgăbârdici Gelu Nicolae, Bulacu Andreea, Olaru Gheorghe, Mihu Genel, Marco Adrian, Gheorghiță Nicolae, Velicov Ionel, Fânaru Nicolae, Aldea Gheorghe. Invalidează mandatul de consilier local al Comunei Mănăstirea Cașin pentru numiții Ienache Andreea, Oprinoiu Claudiu, exclus din partid, Neculai Ionuț și Apreotesi Gabriel, care a renunțat la mandat în demisie și li s-a retras sprijinul politic. Validează mandatele de consilier local ai Comunei Mănăstirea Cașin ca urmare a renunțării la mandat prin demisie sau retragerea sprijinului politic a consilierilor locali. Ienache Adriana, PNL, Oprinoiu Claudiu, PNL, exclus din partid, Necula Ionuț, PSD și Apreotese Gabriel, care pentru consiliere supleanță, Vasilache Daniel, Dimulescu Claudiu, Marior Ion și Tapalagă Fănică. La fel în 3 zile de la comunicare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În continuare, vă rog, vă mulțumesc!
sunt prezentat aspectele legale și organizatorii și procedurale legale de acest punct de vot de la conform prevederilor articolului 117, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, depun jurământul cu formulă religioasă sau fără formulă religioasă, la alegere. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Jurământul va fi depus după următoarea procedură. Domnul președinte de vârstă, Mihu Genel, va invita fiecare consilier validat în ordine alfabetică. Aceștia se vor deplasa la locul special amenajat, unde se află un exemplar din Constituție și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă, atât pe Constituție, cât și pe Biblie, sau numai pe Constituție după caz, dacă... și va da citire jurământului, după care va semna jurământul care este imprimat pe un formular special în două exemplare, din care unul se păstrează în dosarul de constituire, iar celălalt se semnează consilierului. În timpul depunerii jurământului de către doamnele și domnii consilieri, rog asistența să se ridice în picioare. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, Mihu Genel. Așa e. Da. Da. Bună ziua. Vă rog să-mi permiteți ca la început să vă felicit pe doamna primar pentru fotoriul de primar pe care l-a câștigat la legii 27 septembrie și în același timp să-i urez succes în noua activitate. Aceleași felicitări și urări și pentru noul Consiliu Local, din care vreo 10 sunt la prima experiență și cred că împreună vom încerca să facem ceva pentru comunitatea Mănăstirea Cașin. În ultimul rând, vreau să-l doresc succes domnilor viitori parlamentari, pe care cu domnul Feichiu îl mai recunosc că ne mai găseam pe la fotbal și să-l invităm mai târziu și pe la noi prin comună. Și dacă doriți să continuați cu un anumit cuvânt, la momentul corect. Am înțeles, atât, da. Subsemnatul Aldea Gheorghe, consilier local al Consiliului Local Mănăstirea Cașin, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență al Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterea și în priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Mănăstirea Cașin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aveți două exemplare, unul luați dumneavoastră și unul rămâne mie. Mulțumesc! Următorul. Așa rămâne. De acum, care sunteți invitați de pune jurământul, deci vă referim numai la jurământ, nu mai discută. Discursul îl dăm cuvântul cu urmă la fiecare care dorește, da? Bine. Acum urmează doamna Bulacu Andreea. Bună ziua! Subsemnata Bulacu Andreea, consilier local al Consiliului Local Mănăstirea Cașin, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașin. Așa să mă ajute Dumnezeu. Urmează Timonescu Claudiu. Bună, vă rog, numai jurământul, deci numai citiție. Am înțeles, să pun unui jur. Numai jurământul, atât. Ok, jur. Am înțeles. Okay. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere. Da, și priceperea. Da. Sunt și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei Mănăstirea Cașin. Așa să mă ajute Dumnezeu. Hai, luați-o, lăsați-o. Urmează... Gheorghiță Nicolae.
Mulțumesc. Urmează domnul Fânaru Nicolae. Nu, Gheorghiță Nicolae. Gheorghiță, vedeți. Eu sunt lipsești. Păi aveți Gheorghiță Nicolae, dar aveți Fânaru Nicolae. Da. Lipsești. Da? Fânarul Nicolae. Gheorghiță Nicolae. Nu mă jurăm. Jur. E bine. Mâna dreaptă, dreapta și pe așa. Așa. Jur să respect Constituția și legile țării și să-mi fac cu bună credință în ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Una l-a adunat și una l-a lăsat mie. Urmează doamna Iordache. Urmează doamna Felicia Iordache. Că aici aveți multe pipi. Da. Așa. Țineți în mână. Și puneți așa. Ajutați-vă. Puneți mâna pe stânga. Stânga. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Una o lasă dumneavoastră și una rămâne mie. Urmează doamna Moraru. Moraru Marco Adrian. Așa. Și ține mâna pe... Bună ziua. Jur să respect Constituțiile și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ce una? Încă una. Una mi-a rămâne mie. Se pregătește domnul Marioru Ion. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și mai încă una. Hai, asta o iei. Urmează, domnul? Acum urmează subsemnatul, Mihu Geneu. Da. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în puterile de și priceperea mea pentru binele locuitorul Comună Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Moraru Camelia. Așa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Un pic. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Încă una. Da. Da, domnul la zâmbă. Poftiți. Poftiți. Pune mâna dreaptă. Acum. Mâna asta. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mănăstirea Cașin, așa să-mi ajute Dumnezeu.
Emoții. Încă una. Ia, care vrei? Ia, Daniel. Mâna aia, stângă acum și mergi. Hai. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comune Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Încă una. Hai, nu te grăbi. Urmează domnul Bericom Ionel. Tata, ia-o, hârtie. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Încă una. Una iau cu tine. Urmează domnul Găvârdici, domnul Nicolae. Bună ziua. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașin. Așa să mă ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Aș dori să urez o activitate rostnică plină de împliniri în slujba comunității din comuna Mănăstirea Cașin, care mi-a acordat întreaga încredere. Dau cuvântul domnului Narcis Jitar, subprefect al județului Bacău. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc. Potrivit articolului 118 aliniatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completări ulterioare. Consiliul local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict, mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit pentru comuna Mănăstirea Cașin. Deoarece au depus jurământul un număr de 14 consilieri, Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin este constituit. Felicitări! În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnul președinte, punctul 2 pe ordinea de zi, vă rog. Vă rog să-mi permite să trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Punctul 2, depunerea jurământului de către primarul comunei Mănăstirea Cașin. Judecătoria Onești, secția civilă, a validat prin încheierea numărul 1896 din 15 octombrie 2020, pronunțată în dosarul numărul 4612/270/2020, având ca obiect validarea primară, alegerea doamnei Enache Adriana în funcție de primar a comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Da, aveți cuvânt. Iar instanța a dispus. Admite sesizarea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 52 al comunei Mănăstirea Cașin în județul Bacău. În baza articolului 149, aliniatul 1, din ordonanța de guvern numărul 57/2019, validează mandatul pentru funcția de primar al comunei Mănăstirea Cașin, obținut de doamna Enache Adriana, candidatul formațiunii politice Partidul Național Liberal, filiala Bacău. Încheierea se comunică de îndată prefectului și secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mănăstirea Cașin. Doamna primar, vă invităm să depuneți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să semnez, nu? Da. Felicitări, mult succes și la multe dumneavoastră!
consilier, domnul... Da. Special pentru dumneavoastră, pentru doamnă, care m-a scumpat destul de aceste lucruri. Mulțumesc. Mi-ați făcut o mare surpriză că ați venit astăzi aici, alături de noi. Vă rog frumos să rămâneți lângă noi. Onorată asistență, domnule subprefect, doamnă și domnilor parlamentari, preasfinția voastră, părinte Protopop Ioan, preacucernici părinți, dragi colegi de partid, stimați invitați, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această zi memorabilă, alături de noi, la investirea mea ca primar și la investirea Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin. Mulțumesc! Mulțumesc! Bunul Dumnezeu mi-a hărăzit o mare responsabilitate și un drum nu ușor pe care mi l-am asumat, fapt pentru care îmi doresc, cu ajutorul domniilor voastre, să înfăptuim lucruri de bun simț care să asigure cetățenilor comunei un trai decent. Avem o comunitate cu oameni frumoși la chip și la suflet și care au mari așteptări de la noi. Comuna noastră are un potențial excepțional, dar neexploatat și împreună cu echipa noastră liberală sper să putem duce la îndeplinire proiecte ce ar conduce la îmbunătățirea traiului acestei frumoase așezări. Dragi parlamentari, Comuna Mănăstirea Cașin are nevoie de dumneavoastră, deoarece de prea mult timp nimeni nu și-a plecat privirea asupra acestei frumoase așezări. În ceea ce mă privește, voi face tot ce îmi stă în putere. Nu voi precupeți niciun efort pentru a arăta oamenilor că se poate. Cu muncă și devotament, orice este posibil. Dați-mi voie să mulțumesc echipei mele, datorită cărora am reușit astăzi să trăim aceste clipe. Sunteți minunați și sper să rămânem aceeași echipă frumoasă în continuare. Vreau de asemenea să mulțumesc familiei mele, soțului meu și fiului meu, care trebuie să recunosc că nu au fost, ultimele trei luni nu au fost deloc ușoare pentru ei, dar îi asigur că nici următoarele nu vor fi la fel de ușoare. Și nu în ultimul rând, mulțumesc părinților mei care m-au crescut și educat de am ajuns astăzi omul care stă în fața dumneavoastră. Am avut o relație tată-fică excepțională și sper că de acolo, de sus, tatăl meu este mândru de mine. Vă mulțumesc! După un asemenea speech, rugăm și pe invitați, nu? Să... Vă rog, dacă doriți, să spuneți câteva cuvinte, sunteți bineveniți. Doamna, da? Deputat, vă rog. I-aș vrea să iau o pauză, că a fost așa de emoționant discursul dumneavoastră, însă, draga mea doamnă primar, e o mare bucurie să fiu astăzi alături de dumneavoastră când vă depuneți jurământul și trebuie să mărturisesc că mi-am dorit foarte tare ca măcar o femeie candidată a Partidului Național Liberal să câștige mandatul de primar. Ați reușit dumneavoastră, prin exemplu dumneavoastră în viitor, sunt sigură că or să reușească și alte doamne. Trebuie să vă felicit pentru toată campania pe care ați făcut-o, pentru toată determinarea dumneavoastră și să vă asigur pe dumneavoastră că ați ales un om deosebit. Comuna aceasta aștepta acest om de mulți ani, cred eu,
și să felicit locuitorii din această comună că au avut curaj și că au avut inspirație și că au ales ceea ce trebuie. De asemenea, vreau să vă felicit că pe lista de consiliere a Partidului Național Liberal cel mai tânăr consilier este tot o femeie și, draga mea, îți doresc mult succes. Vă felicit și vă doresc proiecte frumoase consilierilor locali, tuturor consilierilor locali, indiferent de culoarea lor politică. Le urez mult succes în noul mandat și rog să fie alături de primarul nou ales și împreună să faceți proiecte bune pentru locuitorii acestei comune. O zi bună vă doresc tuturor! Mulțumesc mult că m-ați invitat să aici și pentru că ați făcut posibil acest eveniment. Că degeaba vreau să mă invitați dacă nu câștigați alegerile. Motiv pentru care ăla e principal lucru pentru care vă mulțumesc și vă felicit totodată. Întotdeauna un moment zero, care înseamnă în România din 4 în 4 ani, este un moment important pentru orice localitate, mai ales în contextul în care apare un suflet nou, apare un primar nou. Așa cum ați spus și am urmărit campania electorală, știu că aveți dreptate, comuna are foarte multe provocări. Nu că ar fi comune fără provocări, dar Mănăstirea Cașin este o comună care are un potențial extraordinar, niște oameni deosebiți și aici chiar se pot face lucruri. Începând de la turism, continuând cu dezvoltarea economică care trebuie să prindă contur în Mănăstirea Cașin, și ajungând la lucrurile care interesează pe oamenii din Mănăstirea Cașin, cele care țin de creșterea nivelului de trai, de servicii publice și aș putea să continui, dar nu cred că e momentul. Cel mai important lucru este, și cu siguranță știți, că este acela că guvernul liberal finanțează proiectele pentru comunități. Există marele proiect pentru gaze, există finanțările care sunt atât pe PNDL cât și cele care sunt pe CNI. Deci tot ceea ce trebuie să se întâmple în Mănăstirea Cașin este ca primarul și Consiliul Local să fie în concordie, să lucreze pentru cetățeni, să facă proiecte și iar să facă proiecte. Și dacă se întâmplă ca un proiect să se întârzie sau să se amâne puțin, să nu dispere, să facă în continuare proiecte, pentru că întotdeauna proiectele bine făcute vor ajunge mai curând sau mai târziu la maturizare. Alte lucruri nu aș vrea să spun, aș vrea să insist. Vă asigur că veți avea un sprijin în parlamentarii județului Bacău. Trebuie doar să ne spuneți. Vreau să precizez la început că noțiunea de spirit, de sprijin înseamnă o acțiune bilaterală. Le-am spus și altor colegi primari că sprijinul nu înseamnă că un parlamentar poate să facă posibile lucruri care nu sunt posibile. Sprijinul înseamnă că un parlamentar poate ajuta deblocarea unei situații, poate veni cu o informație suplimentară, poate să ajute un primar să deschidă o anumită ușă care nu se deschide mai greu. Deci sunt lucruri care țin de colaborarea firească în interiorul unui partid între parlamentari și primarii și alegerii publici locale ai județului. Și reiterez încă o dată, veți avea tot sprijinul nostru, așa cum și în acest mandat primarii care au apelat la noi, din ce știu eu, au fost ajutați. Dar era una să-i ajuți în contextul în care la Bacău exista o administrație socialistă și guvernul a fost un guvern socialist până în noiembrie și orice ușă era închisă și se deschidea doar în contextul în care cel care bătea avea icuzonul roșu. Și atunci de foarte multe ori demersurile noastre nu au putut să fie fructuoase și am avut colegi primari care chiar la un moment dat erau supărați pe bună dreptate, dar nu erau supărați pe cine trebuie.
Pentru că în momentul în care la ușa unui ministru bătea un liberal, răspunsul era nu, putea să bată tot grup parlamentar liberal. Da? Astăzi lucrurile sunt schimbate și vreau să vă spun că sunt schimbate pentru toți primarii din România, pentru că guvernul Orban a decis să nu facă discriminări. Orice primar socialist care are un proiect și va bate la ușa guvernului Orban va fi bine primit, pentru că în acea comunitate, pe lângă simpatizanți socialiști, sunt și simpatizanți liberali, ai mișcării populare, ai UDMR-ului, apolitice și mai departe. Și guvernul Orban crede, și Partidul Național crede, că nu poți să distribui fondurile pe criterii politice, pentru că toți oamenii au dreptul la o viață decentă, la o viață normală, iar ceea ce trebuie să facă diferența între primari și între localități este, pe de o parte, nevoia reală și, pe de altă parte, proiectele. Astea fiind spuse, doresc Consiliului o activitate cât se poate de bună, armonie și, doamnei primar, o carieră cât mai lungă. Vă mulțumesc tuturor! N-aș vrea să închei. Am uitat să omit prezența în altor fețe bisericești. Le mulțumesc că sunt aici, pentru că acolo unde la o festivitate de acest gen există și reprezentanții bisericii, spune ceva pentru cine vrea să înțeleagă. E un lucru foarte bun și cred că atâta vreme cât și biserica va fi lângă autoritatea publică locală, și nu mă îndoiesc că este prezență de aici fiind evidentă, lucrurile au o premisă să meargă bine, mai ales că de cele mai multe ori preoții sunt niște mediatori extrem de importanți, chiar dacă informali, ai relație între administrația publică și societatea locală. Și vă mulțumesc pentru prezență. Doamnă primar, vreau să vă felicit pentru investirea dumneavoastră în această minunată, onorabilă și încărcată de mare responsabilitate funcție, dar mai ales vreau să vă felicit pentru faptul că, așa cum v-am cunoscut, sunteți un om cu un suflet deosebit, un om cu mult bun simț și cu bună creștere și un om natural, aș spune într-un cuvânt, și cred că aceste ingrediente pe care le-am descoperit vă ajută foarte mult să fiți aproape de oameni, să înțelegeți așteptările lor, să înțelegeți toate provocările pe care le aveți și o să le aveți, sunt convins, în fiecare zi. Pentru că atunci când seara pleci și spui că ai terminat toate lucrurile, cu siguranță a doua zi vei avea o altă provocare în primărie și va trebui să găsiți soluții. Eu sunt convins că veți avea un mandat de succes, pentru că vă asigurăm și de sprijinul nostru al tuturora, și sunt convins că veți face casă bună, cum se spune, cu tot Consiliul Local, indiferent de culoarea politică, și că toate proiectele acestei comunități vor ieși, vor răsări și vor prinde contur și se vor împlini cel puțin o parte în acest mandat și va fi o provocare pentru celelalte ce vor urma. Mult succes tuturor și cu binecuvântarea Părintelui Protopop aici și a Părintelui Paroh, sunt convins că toate lucrurile vor fi călăuzite și rânduite așa cum știe Bunul Dumnezeu mai bine. Vă felicit și vă doresc mult succes! Să știți că am cerut să iau cuvântul, pentru că vreau în primul rând să o felicit pe colega noastră, doamna Adriana, primar de Mănăstirea Cașin, pentru reușită, să felicit consilierii locali, atât PNL cât și de la celelalte partide. Și am o emoție pentru că trebuie să vă povestesc că în 1975 mă leagă foarte mult de Mănăstirea Cașin niște lucruri. Tatăl meu, sobar, tata a fost sobar, la fel nu mai este printre noi, dar de undeva ne vede. La vârsta de 12 ani m-a dus la Mănăstirea Cașin să-l ajut să facă o sobă. I-a și povestit asta Adrianei la prima noastră întâlnire la Bacău și am de atunci o imagine a oamenilor gospodari de aici. Cred că se cheamă Lupești satul acela, mi-am amintit și astăzi de momentul acela în care m-am dus cu căruța și am adus lut și am muncit acolo. Aș vrea să vă spun că această bogăție pe care
a lăsat-o Dumnezeu aici în Mănăstirea Cașin trebuie valorificată și eu ca primar de stațiune turistică și am fost prezentat și mentor al Adrianei, este mult spus mentor, dar poate oricâte meserie am ști, poate meseria de primar, meserie, funcția de primar, este o profesie sau o muncă care include poate toate activitățile din toate domeniile. Și atunci este bine să ne împărtășim aceste experiențe și mă declar aici susținător și o să fiu un meșter, un om cât se poate de dedicat. Și aș vrea să vă spun al doilea motiv, mă leagă de Mănăstirea Cașin, prietenia cu Părintele Protopop Bârgăoanu. Am fost aici la lansarea unui film la biserică, la sfinția sa acolo și am rămas impresionat și am venit cu mare drag aici și aș vrea să transmit că funcția de primar nu se poate îndeplini cu succes dacă toate forțele din comunitate, începând cu angajații din primărie, consilieri locali care sunt factorii decidenți și cetățenii, biserica, școala, toate celelalte instituții nu ajută. Pentru că, dragilor, aș vrea să vă spun că să fii consilier local nu înseamnă că dacă nu ai câștigat alegerile, trebuie să cheltui banul public băgând bețe în roate și frânând, practic, dezvoltarea și ideile celorlalți. Noi trebuie să contribuim la dezvoltarea localității, indiferent de poziția în care suntem și trebuie să înțelegem că regula democrației este că atunci când majoritatea decide, atunci minoritatea se supune, nu se dușmănește. Este foarte important. Din viața mea de 4 ani și ceva de primar vă spun acest lucru. Poate că la dumneavoastră nu o să se întâmple, dar vă încurajez cu cât puteți să susțineți ideile, propunerile, proiectele de hotărâre, să fiu mai tehnic, să le susțineți, să contribuiți la ele, să le inițiați, de ce nu, și să justificați, practic, această poziție pe care o ocupați de consilier local. Să nu uit despre administrația liberală, trebuie să vă spun că la noi, la Bacău, la partid, este acolo un citat din Titulescu, care spune că politica este ceva, nu este o glumă, este ceva grav. Este grav pentru că în mâna ta stă destinul unei comunități. Mă scuzați, domnul, da, este vorba de Brătianu. Și asta este foarte important. E bine că măcar am reținut citatul, da? Brătianu, cel mai mare liberal al nostru. Da. Doar de 4 ani sunt liberal și eu și mai învăț încă, vedeți, nu le pot ști pe toate, dar vreau să vă spun că este foarte important să credeți că noi am venit astăzi aici și am venit și mulți, tocmai că vrem ca Mănăstirea Cașin să fie un punct de referință pe harta liberală a județului Bacău și Nu vă rețin mult, vreau să vă spun doar că deja știm că de la Mușunoaie până la Înțărcătoare trebuie să se ajungă pe drum și de la Mănăstirea Cașin prin noi toți trebuie să ajungă la Senin Moldova ca turist. Trebuie să creăm aceste perspective și sigur avem multe de făcut, avem și priceperea necesară și astăzi am venit să fim alături de doamna primar, să o încurajăm și să-i spunem că nu este singură în această luptă. Vă felicit încă o dată pe toți, vă apreciez pe toți și vă doresc să aveți 4 ani de succes, 4 ani de realizări importante în comunitatea dumneavoastră. Numai bine! O să stau aici în cercul de... Locul meu este lângă colegii mei, dar pentru că traversez o perioadă extrem de nesigură pentru familia mea, încerc să mă distanțez cât mai mult pentru a nu risca să duc acasă. Mama mea e mai vârstă și o problemă și încerc să stau la distanță. Nu era nicio intenție de a mă distanța, sub nicio formă, a fost gândită din punct de vedere tehnic. Înainte de
spune ceea ce voiam să spun. Da, domnule primar de la Sărăi Moldova, să știți că Titulescu a cochetat și el cu liberalismul în ultima perioadă a existenței sale. E adevărat, când socialdemocrația în România avea un alt nivel decât cel de astăzi și era dus foarte mult, era dusă foarte mult spre democrație, el a fost unul dintre gânditorii mai mult de stânga, dar de stânga ai vremurilor în care trăiam atunci. Nu puteam să nu vin astăzi la Mănăstirea Cașeni. Este, vă mărturisesc, este singura dată în acest moment de investire a noilor primari, când am ajuns, am făcut tot ce este posibil omenește să ajung astăzi aici din două motive. Unul, pentru că am vrut să mulțumesc locuitorilor comunei de Mănăstirea Cașeni, pentru că au dat dovadă în această localitate, cred că respectul, armonia și un alt mod de a face politică a descălecat, cred, odată cu această schimbare de paradigmă prin câștigarea primăriei de către doamna Ienache. Vreau să-l salut și eu, prea cu cernicii părinți, să-i salut aici prezenți. Ultima mea discuție cu părintele protopop Burgăoanu nu s-a materializat în ceea ce este, dar bucuria revederei îmi creează emoții foarte mari, părinte. Al doilea motiv este că, deși a apărut rupt dintr-o altă formă de a face politică, deși în cărțile de politologie pentru un spațiu rural, felul în care s-a făcut campania aici, atât eu ca și candidat, cât și doamna Ienache, a fost mai mult o campanie de proiecte, nu o campanie împotriva cuiva. Păi dacă a prins la Mănăstirea Cașin și mă uit în camera de la vedere, un dialog civilizat cu cetățenii, dacă vorbind cu oamenii și spunându-le că noi vrem să construim și că nu avem nimic cu nimeni, și că democrația e frumoasă, și îl salut pe domnul Jita aici prezent, în sfârșit, bine că vă văd aici, pentru că nimic nu e întâmplător în viață. În viață, ca să poți să culegi roadele unui pom, trebuie să-l sădești prima dată. Și după ce l-ai sădit, trebuie să ai grijă ca el să aibă condițiile să crească. Indiferent de ce bătălie politică a fost aici, oameni buni de Mănăstirea Cașeni, am venit să vă spun că ce am vorbit, vorbă rămâne. Această zonă, la fel ca și Cașin, Oituzu, acest mănuic de localități care se închid, e adevărat, prin piciorul pușcașului, domnul primar de la Sărăi Moldova, după Mănăstirea Codreanu, ca să ajungă la dumneavoastră, de la Oituz, pot să fie un pol de dezvoltare turistică acestei zone extraordinare. Dați-i tot concursul dumneavoastră, în primul rând, locuitorii din comuna și consilierii locali din comuna Mănăstirea Cașin, pentru că noi, politicienii actuali, foști, e o vreme în care toți devenim foști, la momente de genul ăsta ne place să vorbim. Și nu e rău. Și e bine că se mai și filmează. Este un proiect care poate fi făcut pentru județul Bacău extraordinar. Odată, zona Scutaru, Oituzul, cu Slănicul, cu Mecașinul, există un al doilea element pe care părintele protopop îl știe foarte bine, pentru că am discutat într-un moment extrem de interesant când s-a sfințit acea troiță pe Coșna la Pârgărești. Este cea mai importantă zonă din Moldova și din România unde s-a ținut frontul. Tot acest areal. Care trebuie valorificat și religios, și turistic, și din punct de vedere al respectului. Toate aceste comunități trebuie să se asocieze pe câteva proiecte comune. Pentru a realiza acest itinerar, acest circuit al reparației istorice, pentru că nu va reuși numai Oituzul de sine stătător sau Pârgăreștiul sau Târgu Ocna, ci toată zona trebuie să acceseze un proiect comun. Eu am venit să spun aceste lucruri și mă opresc aici, vă felicit încă o dată, doamna primar. Există axe de finanțare, dar trebuie să existe
comunicare, dialog, toate aceste comunități, indiferent de coloratura politică, trebuie să-și dea mâna pentru a realiza un proiect comun important pentru toate comunitățile. Să dea bunul Dumnezeu ca această schimbare aici cu dumneavoastră să fie o schimbare în bine. Așteptările, să știți că sunt foarte mari și din partea locuitorilor față de dumneavoastră, cât probabil și miza pe care o avem și noi ca și colegi și alții. Dar să știți, doamna primar, că răul nu poate fi reparat cu rău. Răul nu poate fi reparat cu rău. Ranchiuna, distrugerea și demolarea nu trebuie să vă intre niciodată în mintea și în sufletul dumneavoastră. E un... Din Biblie se spune așa, că trebuie să întoarce celălalt obraz. Întoarceți-l și pe celălalt, dar să nu uitați că aveți doar doi obraji. Mai mult n-aveți. Și cred că aici, se va reuși cu dibăcie, diplomație, să se pornească acel proiect turistic pe care l-am gândit împreună și care, într-adevăr, poate să fie pentru județul Bacău un punct important. Veți avea în mine și în colegii mei un sprijin și, domnule director Eugen, folosiți această înregistrare. Cu mare drag. Și folosiți toate înregistrările de la investiri, de la toate partidele politice, că le frecventați pe toate, nu e rău, sunteți un om de afaceri. Da. Cu tot ce se spune în momente de genul ăsta. Sigur. E important. Mult succes și Doamne ajută! Pașcu, băietași părinte, pe care l-am prezentat-o și chiar vă mulțumesc că a venit alături de noi. Și dacă vreți să spuneți câteva vorbe... Câteva vorbe o să vă spun. Mulțumesc pentru invitație. Ce să vă spun? Când vin la Mănăstirea Cașin, vin la a doua mea casă. Mănăstirea Cașin este locul în care am copilărit. Iar cu cât avansăm în vârstă, locurile în care am copilărit sunt cu mult mai aproape de sufletul nostru. Și caut să vin în permanență la Mănăstirea Cașin. Bucuria pe care mi-a făcut-o acum doamna Enache, câștigând această comună, este uriașă. Pentru că mă gândesc la Mănăstirea Cașin, care are biserica lui Gheorghe Ștefan, ctitoria lui Gheorghe Ștefan, 1655. Un monument istoric de o adevărată valoare, copia mănăstirii Golia de la Iași. Avem o mănăstire a Cașin care se bucură de pădure, de munte. Când eram eu copil, se pleca de la Scutaru pe unul dintre vagoanele mărfarului și se ajungea la Înțărcătoare. Iar în drumul spre Înțărcătoare, întâlneai căprioare, întâlneai urși, vedeai absolut tot ceea ce se... Veneau oamenii din alte părți și se minunau. Mănăstirea Cașin este o zonă, cred că printre cele mai frumoase comune pe care le are România. Și mai aveți un alt tatu aici. Mănăstirenii sunt niște oameni deosebiți. Mănăstirenii sunt oameni orgolioși, sunt oameni deștepți, înțelepți și cred că cu ei veți putea face treabă. Un om care își dorește să facă treabă la mănăstire are cu cine. Eu vă doresc succes și vă mulțumesc că mi-ați făcut această mare bucurie. Pot să spun că tristețea generată de ceea ce s-a întâmplat la Onești a fost un piculeț acoperită de bucuria pe care mi-ați făcut-o, pentru că ați reușit să faceți acest dar frumos mănăstirenilor, un dar pe care îl meritau acești oameni și sunt ferm convinsă că veți reuși, într-un timp nu foarte scurt, să faceți lucrurile de care mănăstirenii au nevoie. Și eu vă stau la dispoziție, rețineți că mănăstirea este... localitatea mea de suflet, pentru că așa stau lucrurile și vă stau la dispoziție cu absolut orice veți avea nevoie dacă îmi va sta în putință. Mulțumesc mult! Doamna, sunt onorată să iau parte la investirea unei doamne primar cu rezultate atât de bune. S-au văzut munca din precampanie concret la rezultatul votului. Din experiența personală pot să zic că munca este direct proporțională cu rezultatele. La 33 de ani am reușit și eu să am un titlu de doctor în inginerie. Cu toată experiența de până acum vreau să sprijin din funcția de deputat
candidez pe locul 2 la Camera Deputaților. Toate proiectele pe care vreți să le demarați în zonă, vom ține o legătură strânsă privind comunicarea cu tot ce se întâmplă în Parlament, toate inițiativele și tot de ce puteți beneficia în zonă, vă voi sprijini. Sunt alături de voi oricând mă solicitați și chiar și fără să mă solicitați, vă voi comunica eu tot ce ține de proiectele pe care le puteți demara. Felicitări și consilierul local, mult succes și spor la treabă! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos pentru invitație, doamna primar. Cer scuze. Sunt bucuros și vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici. Îmi aduc aminte și eu cu ani în urmă că am plecat și eu, am fost primii pași în administrația locală. Am 20 de ani de când sunt în administrație. Am candidat odată, prima dată, ca independent și am avut neșansa să pierd la câteva, la foarte puține voturi, am putea spune, 300 de voturi. Și după aceea am intrat consilier local, după care de 16 ani sunt primar. Nu este ușor, veți avea de întâmpinat foarte multe probleme. În primii ani o să vedeți că vor veni la dumneavoastră toate problemele acumulate în timp, în localitatea dumneavoastră, și care nu și-a găsit rezolvare. Sperând că dumneavoastră veți fi salvarea acelor persoane. Trei sferturi din acele probleme nu țin de administrație, nu țin de primar, nu țin de dreptate sau de nedreptate. Dar trebuie să aveți răbdarea necesară să-i puteți asculta pe toți. Oamenii au probleme legate de terenuri, probleme juridice, probleme de tot felul. Trebuie să aveți această răbdare. Pentru că încet, încet oamenii vor conștientiza că rolul dumneavoastră este să dezvoltați localitatea, să accesați proiecte, așa cum s-a discutat mai acum. Consilierilor locali, ce să le spun, trebuie să facă echipă în jurul doamnei primar, indiferent de la ce partid sunt. Eu am ajuns într-un final, așa cam de la vreo, în ultimele două mandate, când cred că pot să spun 99% din hotărârile de consiliu local trec în unanimitate. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că toți conștientizează și toți conștientizăm că tot ceea ce facem, ceea ce propunem și ceea ce ne dorim este doar pentru binele comunității. În Elveția sunt aceste mici parlamente locale, cum sunt consiliile locale la noi, iar dacă la una din hotărârile pe care le ia acel mini-parlament există o abținere, doar o singură abținere dacă există, se face referendum în localitatea respectivă. Să vadă de ce există acel dubiu. De ce cineva n-a votat, n-a votat împotrivă, doar s-a abținut. Iată că este foarte important ca ceea ce noi dorim să facem și ceea ce ne propunem trebuie să fie luat în consens, să avem aceeași direcție și aceeași gândire, pentru că, într-adevăr, există și posibilitatea ca să fii Gigi Contra, ca să demonstrezi că tu poți să ai alte idei. Poți să ai alte idei dacă nu sunt în sensul de dezvoltare a localității. Mai există o glumă, ca să spunem așa, se zice că prima dată ar fi fost inventată roata. Deci noi nu avem altceva de făcut decât să învârtim această roată, să meargă lucrurile mai departe.
Dar alții susțin că de fapt ar fi fost inventat prima dată bățul de băgat la roată. Ei, iată că în viața de zi cu zi și mai ales în administrație, ne trezim cu această problemă. Când unii se chinuie să dezvolte, să demareze o problemă, să rezolve problemele și alții doresc să frâneze acel proiect. De aceea, doamna primar, știu ce urmează și să apese pe umerii dumneavoastră, pe greutățile acestei comunități și așa cum v-am spus, când vine un primar nou la primul mandat, toată lumea are mari, mari așteptări. Să vă dea Dumnezeu putere, aveți și Sfinții Părinți alături de noastră, să vă binecuvinteze acest nou început și să putem să mergem mai departe. Iar problema parlamentarilor trebuie să fie pe ordinea de zi, în fiecare zi, ce are de rezolvat pentru Mănăstirea Cașin. Când se duc la Parlament, să zic că, domnule, astăzi nu știu dacă mai pot să mai stau la ședință, că am de rezolvat un proiect pentru doamna primar. Vă mulțumim frumos și să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă, atât dumneavoastră cât și întregului Consiliu Local. Și locuitorilor la fel să le dea înțelepciune, să o sprijine și să fie alături de doamna primar. Va dura, puteți să mă verificați, 7 minute de ceas. Aș vrea să ne ridicăm să facem o rugăciune. Apoi urmează un cuvânt din partea ieratului nostru și un cuvânt de binecuvântare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea cărui milă este nemăsurată, și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi netrebnici, cu milință aducem această mulțumire bunătății Tale pentru binefacele care au fost asupra țării noastre, România, asupra comunei acesteia, Mănăstirea Cașin, și asupra roabei lui Dumnezeu Adriana, împreună cu tot Consiliul comunei acesteia, consilierii acestei comuni. Așa Te rugăm, Doamne, Dumnezeu nostru, binecuvintează-i pe dânsii, dăruiește-le lor, Doamne, sănătate, pace și binecuvântare, dăruiește sănătate poporului româncinului, binecredincioși, credincioșilor și cetățenilor acestei comuni, că sfânt ești pe toate le sfințești acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui, luați-o. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Aș vrea să vă spun că intenționat port mască, deși legal, după cele pe care le citim și noi ca preoți, avem voie să putem vorbi fără mască. Voi face acest lucru justificat, având în vedere aceste ordonanțe pe care le trăim și mai ales pentru faptul că acum 100 de ani Regina Maria purta mască prin zona aceasta, ceea ce nu este puțin lucru să înțelegem că, practic, în luna octombrie, anul acesta, se încheie perioada centenar, că noi nu vorbim de un an centenar, ci de o perioadă centenar care, practic, ar trebui finalizat în anul 2022. Spunem acest lucru pentru că ne adresăm dumneavoastră, în primul rând, cetățenilor pe care noi îi numim credincioși. Nu știu poziția care o să iau ca să nu deranjez pe cineva, dar din suflet vă spun că sunt onorat să ascult aceste cuvinte. Câteva s-au adresat și nouă. De ce este lucrul acesta? Pentru că vă spun ca protoiereu investit de arhiepiscopul nostru Ioachim, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, că
Am participat la toate evenimentele ce țin de această zonă. Numai în 3 zile la Mănăstirea Cașin au murit 3.300 de vânători de munte din 3.800. Atunci curgea sângele pe Cașin, apa era roșie. Aici ați venit dumneavoastră, distinse domnule senator, distinse domnule senator ministru, distinse domnule deputat care ne-am întâlnit pe Coșna și așa este, deși este o comună majoritar romano-catolică, am colaborat foarte bine cu primărița care era acolo, Partidul Național Liberal, cu toți primarii din Partidul Social Democrat, am căutat să găsesc soluțiile cele mai bune de a cinsti pe cei care sunt eroi neamului nostru românesc și vă spun sincer, am putut să facem lucrul acesta cu ajutorul dumneavoastră. Salut prezența doamnei deputat, a viitoarei doamnei deputat și urând succes, a celor care sunt de față și, bineînțeles, a domnului subprefect care nu face altceva decât să ne întărească încă o dată convingerea că Mănăstirea Cașin este o comună importantă. Valea Cașinului este o comună foarte importantă, nu numai în istoria țării noastre, dar și cum ați precizat foarte bine, în ceea ce reprezintă turismul local. Spun lucrul acesta pentru că ați înțeles foarte bine faptul că nu putea să fie această comunitate, nu putea să fie această comunitate unită dacă nu mureau atâția eroi. Noi avem aici pe zona aceasta aproximativ 100.000 de morți pe care noi considerăm eroi, marea majoritate, deci 95% sunt ortodoxi, restul romano-catolici, dar toți au fost ostași. Avem o evidență foarte clară în privința aceasta. Protopopiatul Oneș, care transferă, să spunem, zona de la Mărășești până înspre zona Dofteana, nu face altceva decât prin jertfa lor să fie cheia de boltă a României. Practic, acest lucru noi astăzi îl aducem la conștiința dumneavoastră. Și vă spun că încă o dată am tot respectul pentru ceea ce s-a făcut. Am văzut că s-a pronunțat numele domnului Jitea și vă spun că dânsul a făcut un monument pe care l-a sfințit pe 29 iulie de ziua drapelului național. Nu este întâmplător acest lucru. Tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut cu dedicație pentru cinstea acestui popor binecuvântat și jertfelnic. Îmi asum toate cuvintele acestea și vă spun că voi colabora cu oricine alege, bineînțeles, poporul și credincioșii și cetățenii, dacă toate aceste lucruri duc spre cinstea poporului nostru, bineînțeles, a lui Dumnezeu și a memoriei pe care trebuie să o avem față de eroii neamului. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte foarte încurajatoare pe care le-ați oferit doamnei, Adriana, pe care ați investit-o astăzi și aș vrea să subliniez să nu le uitați. Este foarte important să nu o uitați, pentru că uitați Mănăstirea Cașin în momentul în care veți face acest lucru. Sunt stăpâniți și de emoție puțin, pentru că niciodată n-am stat cu primarii care aparțin familiei mele. Și vă spun că este vorba de domnul Viorel Ilie, care este, eu sunt moineștean, și soția mea e din Comănești, și domnul Viorel Miron. Și asta iar este o emoție deosebită care m-a făcut așa să spun. Niciodată nu i-am întâlnit pe amândoi în cadrul acesta, dar a reușit doamna Adriana Enache. Vă salutăm și vă mulțumim de cuvântul frumos și în special dumneavoastră, domnule senator, pe care a spus un cuvânt foarte important și să știți că l-am pus la suflet. Pentru noi, sora noastră, consiliera Elena Păvălai Pașcu, este membră acestei comunități și ați văzut ce spirit inteligent este. Dumnezeu să o binecuvinteze în continuare și pe fiecare în parte. Dau citire cuvântului înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim. Avem unul și din partea preoților noștri, dar acela îl va citi doamna în taina casei sale. Domniei sale, doamnei Adriana Enache, primar al comunei Mănăstirea Cașin. Stimată doamnă primar, am primit cu deosebită bucurie vestea alegerii dumneavoastră în funcția de primar a comunei Mănăstirea Cașin, iar pe această cale doresc să vă transmit câteva gânduri de apreciere și felicitare. Rezultatele activității și implicării pe care ați arătat-o în special în carieră s-au concretizat în voturile pe care le-ați primit, arătând că sunteți o persoană apreciată de la care se așteaptă proiecte
inițiative și lucrări care să vină în sprijinul cetățenilor și dezvoltarea comunității. Sunteți un om dinamic, ancorat în realitățile timpurilor pe care le trăim, iubitor de cultură și de spiritualitate. Avem încredințarea că demnitatea în care urmează să fiți investită, veți continua să fiți un partener de nădejde, alături de care Arhiepiscopia Romanului și Bacului, să dezvolte, să continue proiectele culturale, social-filantropice și spirituale, derulate în special ceea ce țin pe plan local de edificiile eclesiale, cu punct de referință lucrările de restaurare la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihai și Gavril, monument istoric zidit în 1658 de voievodul Gheorghe Ștefan, Biserica Bunavestire și Cimitirul Eroilor din localitate. Cu prilejul acestui eveniment și moment deosebit, vă felicităm, rugând pe milostivul Dumnezeu să vă dăruiască de plină sănătate, înțelepciune spre găsirea celor mai bune soluții în proiectele pe care le doriți să le desfășurați și spor în împlinirea acestora. Cu părintească binecuvântare, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Din partea noastră a preoților prezenți, vă oferim, deci a părintului Dan Miloi și a părintului Gheorghiță, Sfânta Scriptură. Dumnezeu să vă mulțumim! Acum, dat fiind faptul că am epuizat ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Caște. Vă mulțumesc pentru participare!